Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Suntem la emisiunea Panoramic. Invitatul meu este Cornel Șomâcu, colegul nostru realizator, directorul Ziarului Vertical, istoric. Chiar am învățat puțină istorie de la el în pauza dinainte de emisiune, până s-au pus la punct aparaturile. Și ne-am gândit să vorbim astăzi despre interesul național. De ce? Pentru că cele câteva subiecte pe care dorim să le abordăm în această seară chiar ating interesul național. Și e un subiect, am putea spune, tabu, deși toată lumea, dintre politicieni, așa, cam toți ies cu mâna pe inimă când se cântă imnul, cu țara, țărișoara, interesul național și toate celelalte în gură permanent. Din păcate, lucrurile acestea nu se văd și practic. E, iată că, și de asta, de fapt, probabil că la asta te-ai referit în momentul când ai spus că o să discutăm despre aceste subiecte, unul dintre ele se referă chiar la această contestare a unei inițiative maghiare care ar da niște drepturi supranaționale minorităților și care a fost contestată de noi, de România, la Comisia Europeană, fapt ce a stârnit o reacție virulentă din partea UDMR, liderul acestui partid, venind chiar cu o declarație foarte dură la adresa României și a faptului că noi serbăm anul viitor centenarul formării statului național. De fapt, cred că această inițiativă maghiară, care a început încă din 2013, a avut și acest scop, tocmai de a împieta cumva asupra evenimentelor care ar trebui să se desfășoare în România, care să marcheze cei 100 de ani trecuți de la formarea României Mari și, de fapt, de la dispariția Ungariei Mari, pentru că aici este problema ungurilor de pretutindeni. Nu s-au împăcat niciodată cu situația ca dintr-o mare putere, dintr-un imperiu alături de Austria, să devină o țară mică a Europei și care să nu aibă, cum să spun, drepturi imperiale, cum le aveau până în 1918. Da, nu e singurul imperiu care s-a destrămat, ei sunt singurii care nu se obișnuiesc cu ideea. Au mai fost imperii atunci și niciunul nu s-a obișnuit cu acea idee. Păi, și turcii fac ceva pentru asta? Nu vorbim de Turcia, care era deja în agonie la primul război mondial, dar să nu uităm că, să spunem așa, în evenimentele din primul război mondial, sărbătorim, încă suntem în mari sărbători la nivel european, sărbătorim 100 de ani de la primul război mondial, au dispărut atunci Imperiul Austro-Ungar, Imperiul Țarist și chiar primul, sau cel de-al doilea, de fapt, de acolo istoric, Imperiul German. Dintre ele, Germania, într-un fel sau altul, a supraviețuit, iar acum este locomotiva Uniunii Europene. Rușii, sub bolșevism, comunism, au făcut Imperiul Roșu, în timp ce doar ungurii și austriecii nu s-au mai întors în istoria mare, exact ca la fotbal, în Liga 1. Au rămas într-o ligă inferioară și de aici probabil și frustrarea care i-a condiționat toată această epocă. Spunea Kelemen Hunor, președintele UDMR, că ungurii nu s-au obișnuit niciodată cu ideea aceasta de a ne recunoaște cumva evenimentele din 1918, deși, dacă ne întoarcem în istorie, au fost niște evenimente perfect democratice. Majoritatea de atunci din Ardeal a hotărât unirea cu țara. Nu s-a pus niciun moment problema că românii din Ardeal n-ar fi avut dreptul să hotărască acest lucru. Dar despre această inițiativă maghiară despre care se discută, de fapt, nu știu dacă m-aș fi așteptat ca pe televiziunile naționale să vedem acest subiect extrem de dezbătut, faptul că statul român a hotărât, deci la inițiativa Ministerului de Externe, s-a hotărât să contestăm această inițiativă cetățenească maghiară, de fapt e o federație de minorități condusă de maghiari, finanțată de statul maghiar cu 450.000 de euro pe an. Această federație a depus o inițiativă și a fost acceptată la Comisia Europeană, dar doar după ce
vor strânge 1 milion de semnături în 7 state europene. UDMR-ul și-a asumat, să spunem așa, în România că vor strânge 250.000. În alte 7 state sau cu tot cu Ungaria? Cu tot. Păi și unguri cât sunt? Păi nu, e vorba de unei au statut de minoritar în Ungaria, nu au statut de minoritar. Deci e vorba de alte 7 state. De cei din Ungaria nu au voie să... Dar statul maghiar poate finanța asemenea lucru, nu știu cât e de ok, dar oricum această inițiativă s-a depus în această primăvară și are termen până în primăvara anului următor. Ei trebuie să strângă 1 milion de semnături pentru această inițiativă. Și ce vor în această inițiativă? Să se schimbe statutul minorităților. Adică, dacă la acest moment fiecare stat își gospodărește, își organizează viața minorității și respectul minorităților naționale după un anumit standard, după anumite legi interne, să nu mai fie apanajul statului național, România, Slovacia, Serbia și toate celelalte, ci să fie apanajul structurii Comisiei Europene. Adică, cu alte cuvinte, la noi există un anumit risc și s-a văzut când a fost președintele Klaus Iohannis în zonă. Ținutul secuiesc poate la un moment dat să fie, se poate face separație teritorială. Aici, de fapt, e vorba de autonomia aceasta pe criterii etnice și teritoriale pe care și-o dorește UDMR-ul pentru Ardeal și pe care o cere de foarte mult timp. Curios e altceva. În 2013 această inițiativă s-a mai făcut odată la Comisia Europeană, atunci n-a fost acceptată, erau 2 cetățeni care cereau acest lucru, tocmai pe ideea că nu se poate face decât în interiorul unor state naționale. Atunci s-a inventat această mișcare a minorităților la nivel euro, această federație FUEN se prescurtează ea, și care, spun ei, că adună vreo 50 de milioane de minoritari. De fapt, e vorba de ungurii răspândiți, în special ungurii răspândiți în toată zona Europei de sud-est. Adică de fapt, e vorba de minoritarii unguri, că minoritari sunt din mai multe țări. Teoretic, ei spun că reprezintă pe toți minoritarii de peste da, tot. Ei, teoretic, reprezintă și celelalte minorități din zona noastră, minoritate germană și altele, păi, dar au de fapt ei dreptul de conducerea au în structuri și reprezintă acestor minorități. Dar conducerea este asigurată de un cetățean ungur și, cum spuneam, finanțarea, statul maghiar nu finanțează dezinteresat. Gândiți-vă, totuși 450.000 de euro sunt niște bani anual. Deci există un scop, am putea spune. Riscul pentru noi, pentru România, și de asta m-aș fi așteptat să văd pe televiziuni, chiar în presă, extrem de sporadic am văzut materiale despre această problematică, în presa centrală doar vreo 2 cotidiene, n-am văzut dezbătută problema pe marile televiziuni naționale sau care reprezintă interesul național, că, după cum spuneam. Sau cel puțin au această pretenție, da, să spună. Și în presa locală, cred că suntem singuri, verticalul și acum în satul, suntem singurii care am abordat această problemă. Nu ne interesează, să spunem așa, neapărat de desubturile. Problema e că tragem un semnal de alarmă, pentru că această inițiativă maghiară poate pune în pericol chiar serbările de centenar. Gândiți-vă cum ar da ca, cum ar fi dat să nu contestăm, statul român să nu conteste această inițiativă, iar anul viitor, când România serbează 100 de ani de la statul național, să ne trezim cu teritorii, cu zone din țări care scapă controlului național pentru că vor fi controlate pe statutul minorităților de către Bruxelles. Chiar dacă suntem membri în Uniunea Europeană, nu mi se pare în regulă. De fapt, interesul nu-i numai al nostru. Deci noi am făcut această contestație, după aceea însă ne-au încurajat și alte state, pentru că dacă se pune așa problema, în Uniunea Europeană nu vor mai fi problema Estului, dar probleme de acest gen au și francezii, au și germanii, au și spaniolii, au belgienii. Deci automat se creează o bombă cu ceas în interiorul Uniunii Europene. Tocmai de aceea inițiativa României de a contesta acest act făcut de FUEN și are un suport foarte solid la nivelul structurilor europene. Problema e că România n-a prea beneficiat de multă mediatizare, ceea ce arată că presa noastră ori preia totul pe neresuflate, ori a doua problemă, și aici mi se pare mai grav,
nu mai ține de interesul național, adică mergem pe niște subiecte, gen, deci subiecte fumate sau facem subiecte din nimic, în timp ce evenimentele care ne afectează, da, evenimente care ne afectează viața și pe timp nu discutăm de ele. Păi, așa cum am învățat noi la cursurile de jurnalism, un subiect, o televiziune, o presă, indiferent că e televiziune, că e ziar sau altceva, în momentul în care face sumarul dimineața, ce, dacă e Cotidian, de exemplu, sau noi avem emisiunea săptămânală, ce discutăm săptămâna asta, păi ce e cel mai important, ce afectează cel mai mare număr de oameni, subiectul X și pe ăla îl punem pe primul loc. Atâta timp cât presa tratează de dimineața până seara fiecare accident, fiecare acolo au fost afectați doi oameni care au murit și cu rudele lor. Tot respectul și nu vreau să fiu înjurată de cineva că minimalizez importanța acestor subiecte. Dar presa nu trebuie să fie plină de accidente, de violuri și așa mai departe, pentru că acele subiecte afectează și interesează un număr mic de persoane. Presa trebuie să înceapă cu subiectele care afectează sau interesează un număr din, adică cel mai mare număr. Asta așa se măsoară interesul pentru un subiect. Așa trebuie să se măsoare interesul presei pentru un anumit subiect. Care este numărul de oameni afectați sau interesați de subiectul respectiv? Nu, dar noi avem o problemă. Aia trebuie să trateze presa. În primul rând, dacă rămâne timp și pentru accidente, ok. Eu nu zic că accidentele nu trebuie arătate la televizor. Nu asta vreau să spun neapărat. Nu, dar toate știrile încep totdeauna cu aceste știri, cu accidente, cu violuri și alte chestii. Și după aceea ajungem la subiectele mai serioase, dacă mai ajungem, din păcate. La capitolul știri. Da. Dar suntem acum, înainte să terminăm discuția asta legată de cum tratează presa și de ce tratează sau nu tratează, ăsta este un motiv, poate că există și altele, dar ăsta este un motiv, acela că presa se îndreaptă o parte spre monden și o parte spre accidente și toate nenorocirile astea punctuale. Participam acum 2 ani sau 3, n-aș putea spune exact, la o masă rotundă organizată la Craiova cu televiziunile locale. A fost președintele CNA, doamna Laura Georgescu, nu inventez acum, da? Era președintele CNA și asta era discuția. De ce faceți, frate, numai accidente? Și răspunsul a fost simplu. Eu am ridicat mâna și am spus, îmi cer scuze, eu nu fac. Îmi pare rău, vă rog, deci pe mine să mă excludeți din... Păi, dumneavoastră, cu ce vă ocupați? Și i-am spus cu ce se ocupă ENSA TV, pe lângă muzică, pentru că nu suntem, deși acum chiar suntem post-declarat de muzică, avem voie să facem și punctuale emisiuni de genul ăsta. Și răspunsul a fost foarte simplu. Laura Georgescu a spus așa: vă spun eu de ce faceți știri cu accidente predominant. Sunt cele mai ușoare. Da, niște imagini de la... Vă sună poliția? Da. Vă duceți, luați imagini, dați pe post, zice ăla, am auzit o bubuitură, altul zice, nu mai pot, mi-a murit fratele, sau, Doamne ferește, batem în lemn, dar nu în masă, că se aude pe emisie prea tare. Și au terminat știrea ziariștii. Deci și răspunderea, dar... Acum, hai că ziaristul vrea să-și facă numărul de știri. Da, editorul coordonator? Da, conducerea televiziunii? Da, oamenii aia care stau în fața televizorului și zic, Doamne, m-am săturat de accidente, am destule probleme pe cap. Vreau să văd ce mă interesează pe mine. Ce discutăm noi în seara asta chiar îi interesează pe oameni. Să ignorăm faptul că există un public. Din păcate s-a format publicul de știri de ora 5, așa se era numit la un moment dat, făcut de ProTV la o vreme, și ăștia erau într-adevăr numai accidente, violuri, tâlhării, toate chestiile acestea, astea prindeau. Din dar televiziunile de știri au știrile care se repetă la fiecare oră. Și sunt aceleași. Da. Pe atunci când se vorbea de știrile de la ora 5, nu prea erau știri. Nici ProTV-ul nu le avea. Da. Și nu erau emisiuni, nu erau studiourile de știri, deci nu erau posturile de știri. Da. Dar întorcându-ne la situația de acum, poate fi și o altă explicație. Să nu uităm că
probabil noi știm mai multe, dar telespectatorii poate mai puțin, unii dintre ei, în spatele unor televiziuni stau diverse interese, de la interese materiale, adică patronii vor să facă bani și pe aici poate înțelegi, adică nu că poate înțelegi, cu siguranță orice business trebuie să aducă un venit. Păi dacă nu te autofinanțezi, te duci acasă. Și până la interese de altă natură, de la diverse organizații, de ONG-uri care sunt și ele finanțate în România și anumite televiziuni, mai mult sau mai puțin oficial, de exemplu, unul dintre personajele extrem de contestate și în Statele Unite și în România și am văzut că și în Ungaria acum, este celebrul Soros, care bagă foarte mulți bani în chestii de genul ăsta, dar care în ultimul timp este acuzat de toate nenorocirile din țările acestea și poate nu dezinteresat. Adică s-a mers pe ideea aceasta, noi încurajăm drepturile cetățenilor să fie apărate, nu știu ce, dar sprijinim instituții de forță. În România avem exemplu ciudat, deci toată lumea care iese în țările democratice, vreau să spun, care ies în stradă, de la Franța până în Germania și până în ăsta, toată lumea are ceva cu critică, deci luptă împotriva unor instituții care au făcut abuzuri. La noi suntem în situația ciudată în care cei care ies în stradă, și aici problema dai veche și deja arhidezbătută, cei care ies în stradă cer sprijină, ies în sprijinul unor instituții de forță. De ce? Pentru că se pare că acei cetățeni au încredere în instituțiile respective, deși acele instituții sunt acuzate și ele de diverse lucruri. Știți, celebra formulă DNA să vină să vă ia sau diverse alte chestii, care te fac, deci pentru un străin care vine în România și care obișnuit cu exercițiul democratic, zice, bă, ce au ăștia de vor să strigă pentru o instituție de genul ăsta, care intră în instituțiile de forță. Dar toate acestea vreau să spun că poate fi și o altă explicație de ce n-a fost abordat subiectul. Subiectul ăsta e o... Eu am să te întreb o secundă și am să spun, pentru că am atins la un moment dat ideea de finanțare a presei și eu te-am aprobat spunând trebuie să te autofinanțezi, dar nu trebuie neapărat să te autofinanțezi făcând rău țării. Noi, de exemplu, ne autofinanțăm făcând un videoclip pentru un artist, filmând un festival pentru o primărie, lucrând, făcând publicitate firmelor care doresc publicitate, făcând producții, deci te poți autofinanța și altfel, nu încercând, adică făcând bani din faptul că faci serviciu unora care fac rău țării. Din păcate, aici poate intra în discuție chestia asta, pentru că subiectul de care vorbeam e important dintr-un alt motiv. Bun, până la urmă a fost o inițiativă maghiară, ea a fost contestată de statul român. Problema abia acum urmează, în primul rând, că inițiativa statului român de a contesta aproape că e necunoscută, în sensul că presa mare nu vorbește de ea. Adică o recunoaște străinătatea, Europa, da, dar nu o recunoaște dar România. Dar nu recunoaștem noi, oare de ce? Și în același timp este un act printre puținele acte care arată că nici diplomația românească și nici politicienii români nu mai stau în genunchi. Știți că am fost acuzați foarte mult timp și dovadă că orice ambasador străin la București e mai important decât primul ministru. În momentul când se strâmbă sau tușește ambasadorul american, chiar dacă nu mai agrează ea din America, dar nu contează, primul ministru al nostru are febră. Deci cam asta așa s-a întâmplat. E, dintr-o dată, pe ultima sută a guvernului Grindeanu, atenție, guvernul Grindeanu care a căzut rapid la câteva zile după aceasta, el a făcut această contestație. Ce face UDMR-ul? A venit cu o atitudine foarte dură la adresa autorităților române, cerând să vadă ei ce s-a întâmplat acolo în ședința de guvern. Cum și-a permis Grindeanu să facă acest lucru? De ce face UDMR-ul acest lucru? Foarte simplu. Ei au fost obișnuiți cu faptul că au fost la putere tot timpul, da, și au fost și-au negociat. Da. Și că autoritățile române le fac toate poftele. E, acum nu s-a mai întâmplat așa și acum ne aducem aminte că acum vreo două luni
era vorba ca UDMR o să intre la guvernare. Atunci când pica Grindeanu și se punea problema unei susțineri. A ieșit un întreg scandal și UDMR-ul n-a mai intrat la guvernare. Dar acum vedem și partea nevăzută a faptelor. De ce spuneam încă o dată? De ce e periculoasă acesta să înțeleagă telespectatorii? N-avem nimic cu minoritatea maghiară. N-avem nimic cu drepturile acestei minorități. Dar, sau altor minorități. Sau altor minorități. Dacă sunt corect recunoscute. Da. Problema este că acea inițiativă încalcă natura statului național. Gândiți-vă că în momentul când Bruxelles își pune problema să rezolve el chestiuni din interiorul statului român, bine, fie vorba între nu le rezolvă și acum pe șestache, deci încălcându-le drepturile, dar asta e altă treabă, va fi foarte grav. Și să faci acest lucru, să le obții în 2018, da? În momentul când serbăm centenarul, ar fi fost suprema umilință pentru statul român. Centenarul, ca și imagine, ar fi fost pus în pericol. Și atât de ce spun maghiarii, UDMR-ul, că ei nu vor serba, nu sunt de acord cu serbarea acestei sute de ani, de aniversare a celor 100 de ani de la Marea Unire. Bine, că aici n-ar fi fost o problemă, nu sunt de acord, pot să... Deci nu-i ține nimeni cu forța în România de acolo, așa. Dar deci, poți să stea acasă în ziua în care noi serbăm. Normal. E problemă, nu trebuie neapărat să plece. Dar, din păcate... Să stea acasă. Deci, încă o dată, să se ducă la mare, nu-i pune nimeni să ovaționeze. Da. Încă o dată am adus, deci, cum spuneam, acest subiect este foarte important pentru că ne dă două mari idei. Pe de o parte... Diplomația României și guvernul, deci în clasa politică, coaliția de guvernare, a reușit să arate că slujește interesul național prin această decizie. Vedem cum s-o termina. Reușind să nu intre UDMR-ul la guvernare pentru prima dată de când a picat Ceaușescu. Da, plus asta, dar mă refer strict prin acest act de contestare la nivel internațional al inițiativei maghiare. Și, pe de altă parte, ne dăm seama cât, din păcate, și ne întoarcem la curtea noastră, să zicem, cea a presei, cât de mult ne putem baza pe presa noastră care nu abordează anumite... Deci puteam să nu aflăm de acest subiect dacă n-ar fi fost jurnalul Comisiei Europene care a spus pe 29 iunie România contestă nu știu ce și de aia s-au inflamat maghiari. Deci nu s-a știut. Deci, practic, nu, nici guvernul României n-a luat... N-a făcut public. Tocmai din cauză să nu se inflameze lucrurile, da. Bine, până la urmă, iar trebuie să spunem că nu avem nimic cu ungurii din România, dar să nu uite că se află în România. Asta e problema. Și trebuie suntem stat național unitar. Bine, acum dacă nu facem insule ungurești prin pe sau zona, nemțești din păcate, sau de altă natură. Pe zona Ardealului sunt foarte multe probleme pe care statul român nu le recunoaște, dar sunt zone din Ardeal, mai ales în zona ținutului, așa numitului ținut secuiesc la acest moment, în care asistăm la o veritabilă epurare etnică asupra românilor. Deci românii care de la profesori, polițiști, avocați, orice altceva care sunt repartizați în zona respectivă, sunt siliți, sunt presați, sunt amenințați să plece din zona respectivă. Din păcate, aceste lucruri se întâmplă în România, nu spunem despre ele, decât sporadic apar lucrurile acestea în presă. Salut aici demersul ziaristului Dan Tănasă, care mă ajunge prin posturile centrale de televiziune și mai spune aceste lucruri. El are o asociație care se ocupă cu drepturile românilor. Din păcate, în unele zone din Ardeal, România are statut minoritar. Deci, din contră, dar noi nu avem aceleași drepturi pe care le au maghiarii, să spunem, în restul Ardealului. Din nefericire pentru asta. Dar, cum spuneam, de asta e de salutat că am început să vedem și după o perioadă în care, nu știu unde ne-a fost capul, mă refer ca și clasă politică, începem să vedem că până aici se poate, interesul național trebuie să prevaleze. Și trebuie să ne întoarcem la noțiuni, nu numai de interes național, de patriotism, de alte lucruri de care încet, încet n-am mai vorbit. Că ne integrăm, că renunțăm, tot ce-i românesc pare să nu ne mai placă, totul ne place doar cei din străinătate, numai ce spune Europa sau America este corect, noi greșim cu toate aceste lucruri, acestea trebuie să înceteze. Nu înseamnă că nu trebuie să le luăm în seamă. Dar să avem propria poziție și atunci când ni se încalcă anumite drepturi ca stat, să știm să spunem acest lucru. Să avem curajul, că aici e problema. Politicienii români, din păcate,
Și asta se întâmplă după 1990, nu cred că am prea avut politicieni care să zică altceva, mai ales după integrarea europeană, practic n-avem o putere de decizie. Adică cum faci ca și guvern, apropo că suntem pe legile justiției sau ceva, îmi spune mie ministrul nostru de justiție, mie, declarație publică a primului ministru și a ministrului justiției că cu pachetul de legi pe justiție se duce la Bruxelles. Deci exact cum am face orice decizie am lua aici, trebuie să ne aprobe Bruxelles sau altceva. E adevărat că trebuie să existe o consultare, dar mi se pare prea evidente aceste lucruri. Deci trebuie să, România este de 100 de ani ca și România Mare, dar avem o istorie care ne obligă să fim mai verticali. Și cred că dacă am fi mai verticali, dacă am reușit să punem interesul național mai presus de orice, iată polonezii că obțin alte lucruri, iată slovacii care sunt mult mai hotărâți în Uniunea Europeană. Noi, în general, noi și bulgarii avem o atitudine foarte conciliantă cu abuzurile care se fac asupra noastră. Și de aici aș trece la o problemă apropo de interesul național. Suntem în... E un întreg, un alt scandal mare apropo de genul acesta de probleme. România va cumpăra în următorii ani, până prin 2023, dacă am reținut bine, armament de vreo, în orice caz, multe miliarde de euro, undeva la 10 miliarde de euro sunt achizițiile militare. Problema nu e că n-avem nevoie. Suntem în preajma Rusiei, trebuie să avem și noi o armată cât de cât formată. Dar nu mi se pare deloc în regulă ca vizita președintelui României la Washington să se termine cu achiziții de 4 miliarde de dolari sau de euro pe armament, vizita președintelui Macron în România să se termine tot cu același lucru, adică asemănat mai degrabă asta ar fi de domeniul DNA-ului, în sensul că dacă doamna Chioveși tot e zeița anticorupției, trebuia să-i aresteze și pe unul și pe altul din președinții străini că să-i trafic de influență sau orice altceva. În sensul că... Nu, la ei se cheamă lobby. Bun. Sau pe ai noștri, nu știu cum să spun eu, în ideea că, deci e clar, vizitele acestea n-au avut niciun moment altă idee decât cel pur scopul comercial de a-și vinde armamentul respectiv. Problema da, care eu o văd altfel, eu o văd în felul următor. Ce zice președintele României? Bă, ia să arăt eu cât de șmecher sunt și cum mă primește pe mine America. America, vreau să vin pe la tine. Bine, cumpără-ne niște armament și te primim. Poate fi și invers. Nu, cred că asta s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat să zică ăla din America, bă, unde să mă duc eu să văd niște armament, hai mă duc în România. Nu, acum trebuie să spunem că... Că sunt o grămadă de țări în care poate să meargă. Cu siguranță statul român, președintele Iohannis, n-ar fi cerut nu știu ce armament de la americani dacă n-ar fi existat dacă oferta. Dacă mi s-ar fi cerut să cumpere. Cu siguranță, nu, bănuiesc că așa se întâmplă lucrurile. E posibil să fie și varianta ta, dar mai greu de crezut că ar fi ai noștri atât de bine informați să știe ce să ceară, nu știu ce. Bine, noi le luăm, problema noastră e alta, că nici nu le luăm noi. După ce că dăm o grămadă de bani pe ele, luăm și second-uri. Second-hand-uri. Da. Păi da, dacă la Cugir se făceau cândva arme și ieșeau, de fapt, se spunea că sunt mașini de cusut, fabrică de mașini de cusut și era chiar un banc... Cineva pleca, zice, băi, încerc și eu să fur câte ceva pe timpul lui Ceaușescu, dacă nu furai de la servicii, nu erai om. Și zice, eu fur câte ceva să fac mașina de cusut Ileana și după ce termin și iau toate piesele și o fac, îmi iese pușcă. Da. Problema este că în momentul de față, războaiele, părerea mea e că nu se mai duc cu pușca. Da, nu se mai duc, dar noi facem și achiziții. Există războaie informatice, deci ne pot ajuta, să spunem așa, în această amenințare, acest echilibru pe zona cu Rusia, cum spuneam că există un pericol de genul ăsta, iată ce s-a întâmplat în Crimea. S-au hotărât rușii odată și s-au dus peste în Crimea. Și iată că sunt atâția ani de atunci și nu s-a întâmplat nimic. Și au rămas acolo. Da, acele...
să spunem așa, sancțiuni economice pe care le impune Uniunea Europeană n-au ajutat decât Rusia, în sensul că Uniunea Europeană n-a vândut. Da, Uniunea Europeană are pierderi de nu știu câte zeci de miliarde de euro pe vânzările care le făceau pe piața rusă. Așa că, bine, la rândul lor și rușii au un efect asupra, dar oricum e mai mic la ei decât în partea cealaltă. Deci de ce spuneam acest lucru, apropo de interes? Bun, înțelegem pe undeva că e nevoie de armament, e nevoie de celălalt, dar de aici o țară care are nevoie stringentă de investiții, tot vorbind de investiții, o țară în care jumătate din populație are WC-ul în fundul curții, noi cumpărăm armament de miliarde de euro pentru următorii ani, fără să aibă, să ne gândim, adică să hotărâm pe chestia, să ne întrebe cineva. Deci, practic, s-a hotărât acolo președintele cu primul ministru, cu membrii ai guvernului și ăsta și iată, și nimeni nu ia o decizie, că nu dă bine. Nu dă bine în Uniunea Europeană sau ăsta să spui ceva că nu-s de acord cu acele achiziții, mă refer ca un politic. Ei, aici nu mai este atât de în regulă această situație, pentru că ne face să părem o țară, de fapt, care nu-și mai dictează propria soartă. Nu că am avea dubii în această direcție, din păcate, pentru că unele lucruri nu se mai hotărăsc în România, ci se hotărăsc, e normal, facem parte din Marea Europa, Uniunea Europeană. Dar de aici până a ne fi impuse, că știți cum e, și aici suntem foarte originali. Acceptăm unele chestii care ne încalcă drepturi, în schimb, unele care ne-ar putea apăra anumite drepturi, nu le acceptăm. Sunt în continuare legislație europeană pe care România n-a fost în stare să o treacă prin legislația românească. Sunt atâtea drepturi la nivelul Uniunii Europene pe care România nu se aplică, pentru că prevalează legislația națională încă, dar în schimb, când e vorba de abuzuri, suntem primii. Deci aici aceste lucruri trebuie discutate și refăcute. Dar cum să facem acest lucru? Greu de crezut. Poate pe undeva și aici cu siguranță cred că e loc în următorii ani, cu siguranță vom avea alt tip de partide politice, alt tip de politicieni, pentru că asta cu discursul suntem de acord cu tot ce vine din Uniunea Europeană, nu, fără a accepta critica anumite lucruri, nu o să prindă la infinit. Deci asta merge, România în continuare are un procent foarte mare, peste 55% dintre români sunt favorabili integrării și merg pe Uniunea Europeană, suntem procentul cel mai mare din toată Europa Centrală și Răsăriteană, pro-Uniunea Europeană, dar în momentul când vor veni și costurile, o să se schimbe acest lucru. Și costurile vor apare foarte... Sunt de mult. Nu. Ori să crească. Da, ori să crească în procent foarte mare. Vom avea o problemă, gândiți-vă că avem în Anglia undeva la 700.000 de români. Ei vor avea o mare problemă cu Brexit-ul, dacă se va ajunge la Brexit. E relativ. Eu cred că se va ajunge la Brexit? Teoretic se poate orice. S-ar putea să se revină asupra ideii, pentru că Marea Britanie riscă ia o implozie la acest moment. Scoția, Țara Galilor au o populație favorabilă rămânerii în Uniunea Europeană. Se pune problema ca aceste țări să decidă ruperea de Marea Britanie. Multe chestii. Plus că populația, deci în Marea Britanie, pe ultimile sondaje, cei favorabili Brexitului sunt mult sub 50%. Deci e posibil la un moment dat să decidă următorii doi mai că trebuie. Da, a existat un referendum s-a decis asta. Da, dar negocierile mai continuă undeva la 2 ani și costurile ar fi de foarte multe miliarde de euro. S-ar putea când o să vadă englezii nota de plată să se gândească că e mai bine să rămână, mai ales că vor pierde multe multinaționale și alte lucruri. Părerea mea ar fi că englezii ar trebui să umble puțin la legislația proprie decât să iese în Uniunea Europeană. Și de ce spun asta? Pentru că am asistat la o discuție legată de partea socială, de felul în care sunt tratați cei cu probleme, de exemplu, cu handicap, acolo. Și chiar am cunoscut și cunosc un român care îi spunea soției, mergem în Anglia pentru că fiul din prima căsătorie e bolnav, da?
are handicap, mergem în Anglia, că acolo trăim de pe urma lui. Chestia asta în România nu se întâmplă să primească o persoană cu handicap atâția bani încât toată familia să trăiască de pe urma lui. Ei. Și atunci, foarte mulți s-au dus pentru protecție socială în Anglia. Nu numai pe parte de handicap, în general. Protecția socială este mult prea generoasă în Anglia și de aia se duc foarte mulți în Anglia și mai puțin în alte țări ale Uniunii Europene. Deja s-au mai corectat aceste lucruri în defavoarea celor cu această problemă, dar apropo de Marea Britanie, deci noi avem vreo 700.000 de oameni la muncă acolo. La muncă, la cerșit, la furat, la obținut ajutoare sociale. Dacă se pune problema ca această populație, sau măcar o mare parte din ea, să revină în România, va fi o problemă foarte mare. Adică pentru telespectatorii noștri... Poate vin să mai și muncească și la noi, sau învățat acolo cu munca. Facem altfel. Pentru telespectatorii noștri, ce ați văzut în ultimile 2-3 săptămâni prin Târgu Jiu, asta înseamnă că cei care că vin din străinătate vin în concedii. Deci gândiți-vă că o să avem situația asta permanentă în momentul când vin de acolo. Adică o să fie aglomerat Târgu Jiu. Nu numai asta, locurile de muncă n-apar peste noapte. Din păcate. Deci ei ca să vină... Păi deci să noi, și le facă, România, frate. România nu este pregătită la acest moment. Dacă noi am avea să se întoarcă oricare din aceste țări sau să măcar 10% din cei plecați să se întoarcă în România și avem afară undeva 6-7 milioane de români per total. Dacă 10%, numai 5-6 mii de români se întorc în țară la acest moment, n-ai, statul român intră în colaps. N-are cum să plătească să plătească locuri de muncă, adică să creeze locuri de muncă. Păi n-are... să pună mâna să cultive terenul, că România nu mai e cultivată. Păi da, să se ducă la țară, la bunica, ar trebui să aibă să și nu mai trăiască din pensia lui bunica, ci să sta pe pământ. Nu, noi vorbim de cei care sunt afară și au venit, vin și de la un anumit nivel de trai sau de venituri. Să fim serioși, mulți dintre ei vin aici cu aur pe ei, cu mașini, cu figuri, iar acolo poate șterg niște bătrâni la fund. Nu cred că muncesc ore în șir, zeci de ore. Nu, sunt și de muncesc, deci dovadă că unii dintre sau ei sau în agricultură muncesc zeci deci de ore pe zi, fără să comenteze. Sunt și din aia care... Știu eu, lucrează în cercetare, eu nu zic că toți românii se duc acolo să îngrijească bătrâni, dar foarte mulți. Nu, mulți se duc la muncă și fac muncile cele care nu le fac cei de acolo. Exact. Dar asta nu înseamnă muncă. Păi și atunci agricultura e muncă de jos, e rușinoasă? Nu știu dacă la noi munca asta din agricultură a fost confundată foarte mult cu căpșunarii, cum mi s-a spus, și e cumva peiorativă cei care pleacă căpșunarii. Păi nu să vină căpșunarii înapoi să pună căpșuna la noi. Avem apuc de versuri, m-am apucat deja. Știu persoane care merg în țările nordice și fac agricultură, lucrează în agricultură acolo, pe venituri foarte bune, chiar prin EURES, prin rețeaua. Deci fac câteva mii de euro pe o vară, un sezon de 2-3 luni, la muncile acestea. Și ne-a trăiesc tot anul. Păi da, ceea ce vorbeam cu primarul de la Plopșoru acum o săptămână și ceva, chiar pe 15 august de Sfânta Maria, când noi mergem acolo de bâlciu anual și facem un bilanț, exact ce spunea domnia sa, acolo noi, România, avem ca stat o problemă legată de agricultură, pentru că subvenții cu greu, centre de colectare legume fructe zero, erau fabricile de conserve de legume. Dar nu există, sunt foarte puține. Ok, efectiv. Și atunci cumpărăm din străinătate și de aia românii n-au de lucru. E adevărat că nu e treaba statului să facă fabricile alea. Da, da. Dar când e vin treaba România... statului când intră pe piața românească tot felul de supermarketuri, hipermarketuri care adus respectă produse care nu sunt deloc de conforme. Calitate și alte chestii. Și nu se întâmplă, apropo, de interesul național. Am mai auzit toți ceva. S-a constatat că vreo 11 produse luate din mai multe supermarketuri din România sunt mult, deci cele din alte țări din Uniunea Europeană, sunt mult mai bune decât ăsta din România. 11. S-a mai întâmplat ceva? Au fost sancționați, amendați cineva? S-a întâmplat ceva? Nu, s-a întâmplat singurul fapt că a existat pe posturile de televiziune o știre de interes național.
a fost singurul. Și nici nu s-a dat știrea. Din păcate, nu se va mai întâmpla nimic pe acel, pentru că, încă o dată spuneam, într-un fel sau altul, autoritățile din România sunt și presate, de multe ori la limita limitelor, și spuneam situația cu ambasadorii de acuzați și de alte lucruri, că vine un ambasador și discută cu premierul că să-și impună firma nu știu care, nu știu unde, din păcate, dar la noi, la ei e lobby chestia asta, așa că nu se întâmplă, nu e nimic ilegal. Și oricum, doar românii sunt corupți, poate și de o anumită culoare politică, dar numai ăia sunt, deci acolo trebuie pisat. Și dacă se poate și cât un ministru așa cât el să fie decapat, cum se spune de către procurorul general DNA, e și mai bine. E o ironie pe această situație, pentru că lucrurile ar trebui să stea altfel. Ne-am obișnuit să nu le spunem, sau dacă le spunem, o facem cu jumătate de... Bine, politicienii chiar nu spun chestia asta ca și că dau și rău pe chestia, ar da rău, să spunem așa, pentru cariera lor politică, dar trebuie să ne trezim din aceste lucruri, trebuie să vedem, pentru că România, cum spunea Ștefan cel Mare Moldova, nu ia și a urmașilor, da, asta ar trebui să reușim să dăm o țară mai departe urmașilor. Și din păcate, la acest moment, imaginea pe care oferă România nu este dintre cele mai favorabile. Chiar dacă avem o creștere economică, chiar dacă cumva s-a mai pus ceva, să spunem așa, în ultimii ani, este încă insuficient. Dar acea creștere economică nu vine din producție, ci din consum. Și acum, pentru că mai avem 5 minute, da, să ajungem și la interesul național care se întâmplă la Gorj. Da, aici avem o altă situație. Unul dintre ele. Da. Că n-avem timp să vorbim, le tratăm pe toate. E clar, complexul energetic Oltenia, despre care am tot vorbit, pe care să știți că am primit și mesaje de multe ori în care spuneam, ați zis de complexul, nu știu ce a făcut sau n-a făcut, ceea ce se uitau la această emisiune. Trebuie spuse două lucruri apropo de cod. Dacă acest complex energetic Oltenia n-ar fi existat în această vară, de fapt din iarna trecută, România ar fi important, ar fi fost dependentă de energia electrică venită de afară. De fapt, asta s-a și urmărit. Deocamdată, aceste jocuri au fost de jucate. Pe partea cealaltă, problema, acum a început să vorbim din nou, s-a început la Ministerul Energiei, de ideea acelui mix energetic. Se pare că în sfârșit s-au trezit că ar fi mai bine și nu se mai pun nici bețe în roate dinspre exterior, pentru că se pare că a fost și o problemă de acest gen. Cei din exterior, pe undeva logic, ei nu încurajează aceste, deși sunt multe companii supranaționale, multinaționale, așa, nu încurajează pe piața de energie mastodonți de aceștia foarte, foarte mari. Dar de ce ne interesează pe noi ce încurajează ei sau nu? Pentru că suntem parte a Uniunii Europene. Din păcate, trebuie să avem niște acorduri și la ei cum e? Să respectăm. Păi la ei nu prea e așa. La ei nu prea e așa, dar unii se duc de foarte mult timp. Acum mai e și o altă problemă, am putea spune, și anume se merge pe ideea de concurență. Cu cât o companie este mai mare, dispare concurența de pe piața respectivă, că vai, e monopolul și toate celelalte. Din păcate, cam astea sunt justificările oficiale. Acum vorbim de mix energetic, dar încă o dată vorbesc și de ce vreau să aduc situația la complexul energetic Oltenia. Mai ales că mai e puțin și începe iarna. Noi acum e încă vară, dar în două luni vom avea nevoie de căldură. În câteva zile e toamnă. Da. E o problemă. Stocurile sunt la limita de avarie. Nici iarna trecută n-am avut, dacă țineți minte, prin ianuarie, februarie. Stocurile de cărbune, despre ele vorbim. Da, da. Stocurile au fost foarte slabe. La un moment dat a fost o declarație a Ministrului Energiei că avem cărbune pentru câteva zile și a urcat prețurile la energie fantastic. Am avut și în această vară niște speculații pe bursă foarte tari, în sensul că a ajuns megavatul la de vreo 3 ori prețul care se vinde în mod obișnuit. Din fericire, aici a câștigat și complexul energetic Oltenia, deci producătorii. Dar problema care se pune la acest... Da, băieții de șef n-au câștigat și ei? Bineînțeles, că ei au făcut... Există în continuare băieții de șef? Da. Ei au creat acea bulă. Perfect, noi am vorbit degeaba până acum, păi, în anii ăștia. Nu, păi foarte simplu. Ce nu se spune acum, mergem pe un boom, complexul a mers bine în ultimile luni, a vândut bine, are producție mai mare, deci s-a depășit producția față de cea planificată cu mult, e ok. Dar ce nu spunem
este că energia, nu o vindem direct. Păi tocmai diferența aia de bani, profitul, îl ia băieții. Da. Noi nu luăm banii pe producție. Bun, dar noi nu făceam nici producție. Deci trebuie să ne gândim așa. Anul trecut am stat degeaba. Anul trecut aveam pierderi și din cauza aceasta că nu ne-am atins nici producția prognozată. Acum vindem bulele astea, ne-au adus și nouă bani mai mulți și vine tot prin intermediul unor firme care știu să facă. A făcut și ce Oltenia, o firmă de vânzare energie. N-au vândut nimic prin ea. Păi nu se pricep. Probabil că nu se pricep. Nu, în esență, apropo de situația de interesul național de la complexul energetic, Oltenia este ca acest complex să reziste în continuare. Deci este clar pentru România că dacă acest complex n-ar fi existat, acum era vai de noi și în această vară și mai ales pentru perioada următoare, pentru că specialiștii din meteorologie, agricultori, trag un semnal de alarmă foarte dur și anume, încălzirea continuă, consumurile de energie vor fi din ce în ce mai mari, iarnă-vară, și e nevoie de un asemenea. Terele de păduri sunt din ce în ce mai încurajate și să iese de sub controlul legii? Pentru că legislația, din păcate, favorizează furturile din păduri, vorbim că din de-aia cresc temperaturile în timpul verii. Vorbim din nou de interesul național care este sau nu respectat. Deci singurul moment în toate subiectele despre care am vorbit s-a respectat interesul național doar prin revolta României împotriva ungurilor dovadă clară. Asta nu înseamnă, cam puțin nu, la câte avem noi probleme. Fiecare politician știm că depun un jurământ și mulți dintre ei îl și respectă față de statul național. Pe o parte, unele lucruri nu se pot din diverse motive nu se pot respecta. Pe de altă parte, eu tocmai de asta semna la faptul că după o perioadă în care n-am știut, în mare parte, cel puțin clasa politică, n-a vorbit decât gargară de interes național, acum am avut o dovadă că se poate respecta. De asta e de salutat această idee. E o picătură într-un pahar cu apă. Dar de aici se poate începe ceva, mai ales că, iată, anul viitor avem centenarul și deja de pe acum facem diverse scenarii de evenimente. S-a cerut guvernul României. Suntem deja în afara. S-ar putea să vorbim degeaba. Emisiunea a început cu noi fără să știm că am început, așa că putem să știm. Să se termine fără să știm. Da. Ce pot eu să spun și iar o să zică lumea că sunt răutăcioasă, e posibil ca România doar a vrut să arate pisica ungurilor. Vedeți că puteți să nu fiți la guvernare și să ne dăm la voi în Europa? Să sperăm că nu e asta. Asta e varianta pesimistă a celui care vede gaura ani de zile clasa politică românească s-a legitimat în Europa prin aducerea UDMR-ului la guvern. Acum poate nu mai e nevoie. Păi i-a adus de nevoie. De acord. Ca să formeze majoritatea. Nu neapărat. Și din cauza să dea bine afară de multe ori. De regulă să aibă majoritate, pentru că oricum ar fi preferat să păsteze posturile pentru ei, nu să le dea și la unguri. Dar hai să terminăm, că ne dă afară regia, ne dă afară și din emisie și din televiziune. Dragi telespectatori, mai glumim, dar treburile sunt foarte serioase. A fost emisiunea Panoramic, invitatul meu Cornel Șomu cu directorul săptămânalului Vertical și colegul nostru realizatorul emisiunii Școala Gorjană, invitatul meu din când în când. Mulțumesc mult pentru prezență și pentru curajul cu care spui lucrurilor pe nume. Felicitări! Trebuie să spun, cel puțin ca profesor de istorie trebuie să le spun. Ai obligația să respecti adevărul istoric. Nu toată lumea o face. Mulțumim pentru atenție, la revedere!